Joi a fost o zi importantă pentru Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Echipa de basket masculină a colegiului a primit vizita formației sub 16 ani a Clubului Sportiv al Armatei Steaua pentru un meci amical. În fața unui public entuziast, format în proporție de 100% din elevii ai Colegiului Național Militar, cele două formații au oferit un adevărat regal basketbalistic. Mi se pare o șansă unică pentru echipa noastră și o oportunitate foarte bună de a se pregăti pentru Spartachiada, care este luna mai. A fost un meci pigmentat din plin, cu pase strălucite și aruncări de efecte de la distanță, la finalul căruia ambele echipe au ieșit de pe teren cu zâmbetul pe buze. Steaua s-a impus cu 106-86, dar pentru Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, testul a fost unul important în vederea participării la ediția 2019 a Spartachiadei Colegiilor Militare de la Câmpul Lung Moldovenesc din luna mai. Eu și echipa nu prea ne-am distrat în ultimul timp, am fost foarte stresați și asta chiar a fost o ocazie foarte bună pentru noi să ne mai ieșim din clasicul nostru de antrenament. După cum i-am văzut eu pe băieți, sincer, cred că vor avea niște rezultate foarte bune. Vom face bine, vom face tot ce putem. Sperăm să luăm cel puțin locul 3.